Sos de varză murată cu pătrunjel. Da. Bine, este un sos care are la bază... Nu mai ajuns la... Adică, ce a fost în ziua... Ce s-a întâmplat special în ziua în care ai făcut un sos de varză murată cu pătrunjel? Și m-am gândit că varza murată e ceva extraordinar de tradițional pentru român. Corect. Și m-am gândit că în dish-ul ăsta, pentru a sparge greutatea grăsimii din carne de porc, ai nevoie de ceva acid. Acidul acesta din fermentația verzei murate, cred că se potrivește foarte bine cu... Ok. Să nu vă așteptați la lucruri ultra-tradiționale, pentru că aparent nu veți putea avea, cel puțin nu din mâna lui Alex.